Deci lupta lui Satana asupra omului și asupra lui Dumnezeu, deci nu a încetat în clipa aceasta prin înviere, ci ea va continua mai târziu cu venirea lui Antichrist. Deci Satana lucrează în continuare pe aceleași principii pe care a lucrat Dumnezeu. A văzut că Dumnezeu e milostiv și Satana e milostiv prin toate globalizările europene. A văzut că Dumnezeu e blând și el e blând. A lăsat democrație și legea dezmățului să facă fiecare ce dorește. A văzut că Dumnezeu e bonom și ei au venit cu toate drepturile omului. A văzut că și Dumnezeu e credincios și ei au venit cu toată lumea să fie bună și blândă și iubitoare. Deci au adus toate adevărurile de credință și toate virtuțile cardinale, le-au adus la rang de nu numai la rang de patimă, dar le-au și profanat. Adică din dragostea dumnezească au făcut dragoste perversă, deci au transformat-o în dragoste de Dumnezeu idol, deci omul fiind, la un moment dat Iustin Popovici scrie o carte în care spune așa: Hristos, omul și Dumnezeu omul. Omul și Hristos, Dumnezeu omul. Deci arată că omul se pune în locul lui Dumnezeu și atunci omul pus în locul lui Dumnezeu nu este altceva decât Antichristul, care se va naște din femeie desfrânată și cel care va conduce prin eul său, eul lumii, și va duce lumea la dărâmare. Da, și asta trebuie știută. Având aceste calități native de înțelepciune, prin rugăciunile pe care le-a făcut intrând ca monah în mănăstire, Sfântul Ioan Damaschin a dobândit o mare harismă de la Maica Domnului și înainte de a se proslăvi puterea lui Dumnezeu în el, el a trecut prin niște încercări. Nimeni nu îndrăznea să îl primească ca ucenic pentru că era un tip foarte inteligent. Dar un moșneag mai bătrân și mai necioplit i-a spus: eu nu știu cât ești tu de deștept, dar să știu una singură, dacă faci ceva fără știrea mea, cu mine ai terminat-o. N-ai să speli decât veceurile și în mănăstire nu mai ai loc. Bineînțeles că Sfântul Ioan Damaschin, din evlavie și din multă milă, când unui frate i-a murit fratele, a făcut un tropar la morți, așa mai duios. Vai, câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, să cântă la mormântare. În momentul în care bătrânul a auzit cântându-l și repetându-l împreună cu fratele, l-a întrebat: cine ți-a permis să scrii? Și a spus: iartă-mă, bătrâne, nu pot să te iert, de astăzi înainte nu ai ce să cauți în fața mea. Noaptea s-a arătat Maica Domnului bătrânului și i-a spus așa: te rog să nu oprești pe vasul alegerii Duhului Sfânt, acesta este izvorul meu și acesta este alesul meu, iar mâna lui este pana mea, lasă să scrie. Și a scris Sfântul Ioan Damaschin despre Maica Domnului și despre dreapta credință, încât l-a prins saracinii și ca drept pedeapsă i-au tăiat mâna dreaptă să nu mai aibă cu ce scrie. Și după ce a stat 8 zile într-un târg ca să se usuce, deci să stea în soare și să nu mai aibă vene, carne, de să fie zbârcite, Sfântul Ioan Damaschin are noaptea un vis și îi se arată Maica Domnului și îi spune așa: mergi, ia mâna ta de acolo, atinge-o de icoana mea și pune-o la locul ei. Și mâna s-a tămăduit, rămânând cercul între mâna uscată și mâna bună, dar fiind sănătoasă, dar diferențiat prin acel semn, prin acel cerc. Și tocmai de aceea, în Sfântul Munte, la mănăstirea Hilandar, există o icoană făcătoare de minuni, numită Trihirusa, adică cu trei mâini, care se consideră că este Maica Domnului, cea care a ajutat Sfântul Ioan Damaschin în minunea și în vedenia în care el s-a tămăduit și de atunci a și fost insuflat cu Duh Sfânt să scrie toate arătările și toate, toate trăirile înalte ale Maicii Domnului. Și el a fost insuflat de Duhul Sfânt și de Înger, ceea ce trebuia să scrie, așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur era insuflat de Apostolul Pavel când tâlcuia epistolele și Sfânta Scriptură.